Bună ziua, vă mulțumim pentru prezență. În aceste zile de mini-vacanță pentru majoritatea românilor, structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost la datorie. La nivel național, zilnic, în medie au acționat peste 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura climatul de ordine publică și pentru a limita îmbolnăvirile cu COVID-19. Datele comunicate public în fiecare zi arată că pe timpul mini-vacanței de Crăciun, liniștea publică a fost asigurată în întreaga țară, fără a fi înregistrate situații deosebit de grave. În intervalul 24-27 decembrie, față de anul trecut, se constată un trend descendent al celor mai importanți indicatori. Astfel, numărul de infracțiuni sesizate este mai mic cu 43,8%. În scădere este și numărul de infracțiuni comise cu violență, tâlhăriile, de exemplu, fiind în scădere cu peste 40%. O scădere semnificativă de 63,2% înregistrează și numărul de accidente grave. Permiteți-mi să vă prezint acum situația pe ultimele 24 de ore, având în vedere că rezultatele din zilele anterioare vi le-am prezentat în declarațiile precedente. Polițiștii și jandarmii au intervenit la peste 2100 de evenimente sesizate prin 112, dintre care aproximativ 76% s-au confirmat în urma verificărilor efectuate. Pe linie de ordine publică au fost organizate 643 de acțiuni, în urma cărora au fost constatate aproape 7000 de fapte contravenționale. De asemenea, polițiștii au început cercetări cu privire la 544 de posibile infracțiuni, dintre care 21,5% la sesizarea din oficiu a polițiștilor. Au fost prinși în flagrant 100 de autori de infracțiuni și au fost depistate 8 persoane urmărite național sau internațional. Pentru prevenirea accidentelor grave și încurajarea unei conduite prudente la volan, la nivel național au acționat peste 1500 de polițiști cu aproximativ 540 de mijloace de mobilitate și 290 aparate radar. În urma acțiunilor desfășurate pentru creșterea siguranței rutiere, au fost reținute 358 de permise de conducere și 97 de certificate de înmatriculare. În ultimele 24 de ore, angajații MEAI, împreună cu colegi de la alte instituții, au desfășurat 1254 de acțiuni punctuale de control în cadrul eforturilor de a proteja cetățenii în actualul context epidemiologic. Controlele pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară au vizat peste 70.000 de persoane, 4.100 operatori economici și 172 operatori transport persoane. În plus, au efectuat verificări la 9.000 de obiective de interes, dintre care 3.200 unități de alimentație. Au fost identificate 3.656 de persoane care nu purtau mască de protecție, 820 care nu au respectat restricțiile de circulație și 18 care nu au respectat măsurile privind carantina sau izolarea. În total s-au aplicat 4.677 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 1.000.000 de lei. De asemenea, au fost întocmite 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. La acțiunile de control au participat peste 14.600 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, polițiști de frontieră și polițiști locali, precum și reprezentanții autorităților publice locale, ai ANSVSA, Ministerului Muncii, Ministerului Transportului, Ministerului Sănătății și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 8 cetățeni au apelat linia Tel Verde 0800-100-165 pentru a sesiza situații de încălcare a măsurilor de protecție sanitară. În urma verificărilor efectuate la nivelul municipiului București și a 6 județe, doar 3 sesizări s-au confirmat. Ca și în zilele anterioare, în ultimele 24 de ore, efectivele MEAI au avut în atenție evenimentele publice sau private, în timpul cărora se poate răspândi virusul SARS-CoV-2. Ieri, în jurul orei 4, polițiștii bucureșteni au intervenit într-un club unde se desfășura un eveniment privat la care participau 26 de persoane. Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 25.500 de lei, iar pe numele organizatorului a fost întocmit dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. La rândul lor, polițiștii din județul Timiș au constatat că la o pensiune se organiza o nuntă la care erau prezente 36 de persoane. Un alt caz. În noaptea de 26 spre 27 decembrie, 67 de persoane care participau la un eveniment cu caracter privat într-un club din județul Argeș au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 44.500 de lei, iar organizatorul a fost amendat cu 10.000 de lei. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu celelalte autorități, vor continua controlele la nivel național pentru a descuraja activitățile care pot contribui la răspândirea virusului SARS-CoV-2. Vă mulțumesc!